Mai sunt câteva săptămâni până la sărbătorile de iarnă, iar agențiile de turism din județ se laudă că au cam epuizat pachetele turistice pentru această perioadă. Pachetele cuprind toate stațiunile din țară și se întind pe durata a 3 până la 9 nopți de cazare. Pachetele turistice încep de la 3 nopți de cazare, cu pensiune completă și masă festivă, poate să fie masă festivă de Crăciun la pachetele de Crăciun, masa festivă de Revelion pentru pachetele de Revelion și cina festivă Carnaval, care este pe 1 ianuarie. Aceste pachete turistice pleacă de la suma de 1000 de lei de persoană la Călimănești, Căciulata, Băile Felix sau Băile Herculane și ajung la 200 până la 300 de euro în stațiunile montane precum Sinaia sau Predeal. Și în afara țării, ofertele turistice de sărbători sunt multiple. Pot să meargă la schi în Bulgaria, aproape de noi, Bansko, Borovets sau Pamporovo, un sejur de 3 nopți de cazare cu all inclusiv, două persoane, pornesc de la 150 de euro. La fel de solicitată este și Austria, cu binele, cu pârtile de schi foarte bune. Un sejur de 3 nopți de cazare cu mic dejun, două persoane, pornesc de la 100-150 de euro. Oferte turistice sunt disponibile și pentru mini-vacanța de 1 decembrie. O evadare până la Budapesta sau Viena pornește de la 199 de euro de persoană și presupune 3 nopți de cazare cu mic dejun și transport cu autocarul.